Vă rog frumos să vă mulțumim să vă controlați telefoanele, să nu aveți de și să facem cura, este un comportament care este foarte important în activitate. Aceasta este poziția în care stau delfinii lângă punte, să le putem lua sânge din voriță pentru analize și să facă ecografie atunci când este necesar. Este un mod patraumatic de a face delfinul să facă ceea ce nu se știe foarte exact, sunt mai multe opinii, depinde de fiecare vorbitor. Nu știu dacă delfinii vă au de cum sau color. Așa arată acvalidul specia cea mai mare pe care o puteți vedea și mai neagră. Alături de ei, în Marea Neagră, mai avem delfinii comuni și oceanele. Un acvalid la maturitate poate atinge 3 metri și în jur de 300 de litri. Care sunt cele mai mici nu ating decât 1,30 și 135 de kilograme. Haideți să le vedem pe cei și linii într-un pod de alunare care vină utilul cu plăcutul. Utilul prinde crește, este necesar pentru grama. Plăcutul veți vedea de ce. Linii arată prima. Se împinge creștele în acesta stăgită în apa mică, iar delfinii pot ieși ca pe Ia, fii atât și la fel, da-i, mami, da-i.
pot face colecția aia ca să nu putem vin să ne lasă unde și pe unde. Uite, uite, uite! Revenind la aplauda, se poate aplauda în jurul bancului de pește. Ca să răpăcim peștele să rămână pe loc. În mai deschisă de fini, nu mă mică în fiecare zi. Și atunci când găsesc pește, trebuie să consum o cantitate cât mai mare. Iar pentru asta peștele se strea cât mai apătut. Și atunci se aplaudă, peștele este tot ce rămâne pe loc și e comunica. Un delfin adult, în aplavin adult, are nevoie cam de 10 kg de pește. Haideți să vedem și Yeah, yeah, yeah.
sare. Stai, uite la ei, frate. Da, ia și te uite la ei ca să vezi cum sare. De marginea de metal nu trece nimeni dacă nu este dezinfectat, mătuți în picioare. Asta pentru că de clinii sunt amintele de uscat, care din păcate pot cu abol de la oameni și uneori pot abol. Thank you.
vom vedea jumătatea mea. Rezervația, noi vă mulțumim frumos și vă spunem la revedere!